Hristos a înviat, Părinte. Adevărat a înviat, Victor. Continuăm pas cu pas descoperirile noastre minunate. Adevărat că ne plimbăm într-un liniștit. Din preajma Sibiului. Din preajma Sibiului și nu doar a Sibiului, suntem în Cărțișoara, să spunem. Ce se vede aici este tot amplasamentul muzeului Badea Cărțan. Și nu numai al lui Badea Cărțan, în fond al Cărțișoarei. Cine a fost Badea Cărțan? O să ajungem și acolo, dar prima dată vreau să spun, nu știu dacă se prinde în camera de la vedere frumusețea munților de dincolo de sat. Suntem la poalele munților Făgăraș, în partea aceasta pe care am pomenit-o și data trecută către Avrig. Nu e departe Avrigul. Și spuneam atunci că pentru o perioadă lungă de timp, o anumită localitate din zona aceasta a fost centru administrativ. Și o să povestim despre ce e vorba. Cărțișoara este Oberkerz, sau Cârța de Sus, cum se spune, Cârța Română, Kerholacorum s-a chemat ea, de unde, probabil din stavă, ar fi un fel de curțu, adică un fel de loc de frișat. Cheze, lumânare, candelă, e foarte, foarte simplu, pentru că peste Olt, acolo unde vom merge misiunea viitoare, titulatura pe care mănăstirea a luat-o a fost Sancta Maris de Candelis, Candelis fiind candelă, deci fiind Cărțișoara. La 1322 este atestată ca Kerholacorum, în 1329 Kerk, în 1411 iarăși Kerholacorum, sunt nume care se schimbă. Prima documentare cu titlul acesta de Kirk înseamnă 1252. Ce este clar este că avem de-a face cu un sat românesc medieval, de mare anvergură, cu mare importanță în zonă. La 1123, într-o diplomă lui Andrei al II-lea al Ungariei, care a domnit între 1205-1235, se referă la niște evenimente din 1205-1206, și anume retragerea teritoriului satului de sub autoritatea juridică a locuitorilor săi români. Și spune, terra exempta de blacis, de blacis, scoasă de sub autoritatea vlahilor. Urmată de donarea satului, capitolul de la cistercenilor de peste Olt. La 1252, Cărțișoara este centru administrativ și politico-religios al țării Făgărașului. Kerholacorum de Kireț, adică suntem în țara Cârței, cum s-ar spune. Dacă trage aminte, Brașovul era centrul țării Bârsei, avem Sfântul Gheorghe cu renumitul centru al țării Sepsi, cum s-ar spune astăzi, Siculorum de Sepsis, adică secuilor. Și uite așa ajungem în Cărțișoara anilor, acelor ani care reprezenta extrem de mult pentru ceea ce înseamnă istoriografia și istoria regiunii. De la 1205-1206 până la 1457 sunt sub administrație în posesia mănăstirii de la Cârța, care o vom pomeni și o vom vizita. Populația era, cum s-ar spune, socotită schismatică, pentru că erau ortodoxi. Satul este alcătuit din două așezăminte, de fapt. La un moment dat, Streza Cărțișoara și Oprea Cărțișoara, care aparțineau familiei Telechi. La 1509 avem atestarea unirii acestor sate într-un singur sat. Bisericile sunt construite, cea din zona Strezei Cărțișoare la 1818, iar cea din zona Oprea Cărțișoara la 1806. Un râu le desparte. Și în această zonă, cu totul admirabilă din punct de vedere istoric și al, cum să-i spunem, al peisajului acestea fizic, se naște Badea Cărțan. O să se întrebe lumea ce căutăm de ziua Mironosițelor, duminica Mironosițelor, la un bade, la Badea Cărțan. Să spunem că poate nu-i rău să ne aducem aminte de pelerinii care au schimbat lumea. Până la urmă, Badea Cărțan face exact ce au făcut femeile Mironosițe. Este în întâmpinarea unui ideal, aleargă către un ideal și o să vedem care este acesta. Gheorghe Cărțan se naște la 24 ianuarie 1849 aici în Cărțișoara, avea să moară la 7 august 1911 la Sinaia, acolo va fi și înmormântat, o să povestim un pic și despre mormântul lui de acolo. E socotit în toate documentele pe care le primim, dacă le citim ca atent, fie naționalist român, doar pentru simplu fapt că aduce cărți duse și aduse clandestin peste munți, dintr-o parte într-alta, mai cu seamă muzeul care este punctul muzeistic care este organizat aici în sat, muzeul din sat, păstrează într-o sală cărți din biblioteca lui Badea Cărțan și cărți care au fost dăruite lui Badea Cărțan și care s-au aflat în diferite colecții personale. E pomenit în repetate rânduri, în 1864 trece cu turma ilegal pentru a vedea țara în care trăiesc frații săi. E prima deplasare, cum s-ar spune. La 23 mai 1867, însoțit de 42 moștenite, cu ajutorul lui Ion Cotigă, care era și el păstor
altfel necunoscut, a dispărut de fapt din istorie, din zona Brașovului, trece în România. Ion Cotigă îl învață pe Gheorghe, că în primul rând istorie, apoi scriere și citire, ba chiar îl învață câte ceva despre filozofie, e învățătorul lui. Deci are multe cunoștințe. Exact, școala de la Păltiniș în forma ei cea mai de preț, aceea despre care spunea domnul Constantin Noica, că nu mai știi cine pe cine învață. Ion Cotigă îl învață carte pe acest minunat cărturar pelerin care va fi de azi înapoi și înainte Badea Cârțan. În ianuarie 1896, timp de 20 de zile, se deplasează pe jos la Viena și tot în acel an 23 de zile până la Roma. Am putea spune că e iute de picior. Momentul de la Roma este cât se poate de real și pomenit de toate ziarele vremii respective. A fost o rumoare că el a ajuns acolo la picioarele columnei, se spune că s-ar fi odihnit și dimineața presa și oamenii din jur vuiau pentru că un dac s-a desprins din columnă și stătea în mijlocul populației romane. Imagine. De fapt, dacul cucerise Roma, avea să o cucerească. Participă la câteva întâlniri, e foarte interesantă prezența lui la Roma, cred că ar merita o emisiune specială pentru asta, în care să povestim acolo, poate de la picioarele columnei, în ce mod omul acesta a întrupat în fața romanilor vremii respective idealul dacic. Mai cu seama că în istoria modernă sunt foarte mulți dintre specialiști în arheologie culturală care neagă această prezență, că de fapt erau mai mari, erau tatuați, erau în tot felul de forme, toți au devenit vikingi peste noapte. Nimeni nu poate nega însă iconografia aceasta a columnei lui Traian, din care, iată, Badea Cărțan se desprinde. Vreau să spun că este călător și în alte părți, unele nici eu nu le-am știut. Merge în Ungaria, în Austria, în Italia, în Egipt, în Germania, vizitează Ierusalimul, e un hagi, cum s-ar spune. Iar după fiecare aventură revine la oile lui. Mi se pare atât de important să reținem această întoarcere la oile sale. E ca noi toți, care oricât de mult ne-am zbate și în orice direcție ne-am duce și ne-am răzvrătit împotriva locurilor noastre pământene, există o întoarcere către viața noastră și o venire în fire, o apropiere de propria noastră preocupare pe care nu o putem trăda. Ce mi se pare iarăși interesant este că este printre puținii oameni care îi cercetează pe memorandiști. Devine prieten cu Slavici. Slavici scrie pagini foarte frumoase despre Badea Cărțan, chiar așa, cu o oarecare ironie, pentru că este printre puținii români care îl caută în pușcăria de la Vaț. Acolo unde Slavici este urmat de cea care avea să-i fie soție, era deja soția lui. O, am mai povestit noi atunci când a fost la Panciu, dacă aduți aminte, despre, și înainte atunci când am auzit despre școala Astrei de la Sibiu, în ce mod viețile acestor oameni se leagă între ele. Iar la Seghenin merge și vizitează pe toți ceilalți memorandiști, nimic din mișcarea națională nu este străin. E interesant că la 1895 el cere aprobare să facă negoți și cu cărți românești, să le aducă înspre țară și este arestat în situația aceasta. Se păstrează în analele istorice ale Transilvaniei în momentul în care parte din librăria lui este confiscată, se păstrează lista cărților confiscate din librăria și din librăria ad hoc a lui Badea Cărțan. Lista și o parte din cărți mai sunt salvate, dar o mare parte dintre ele sigur se pierd, sunt arse de către autoritate, un fel de cenzură prin foc a unui idealuri. Să nu se închipui că avea numai cărți de popularizare. El care astfel de cărți de popularizare, învață limba română în fond, pe români, din cărțile din România. Dar vreau să spun că există cărți de mare valoare, unele dintre ele pierzându-se s-au pierdut unicul exemplar din România, unor traduceri din Platon sau unor elemente din Platon, din Aristotel. Ba chiar în anumite rânduri mi se pare că volumele lui de istorie sunt mai importante decât multe din volumele pe care noi astăzi le socotim a fi făcătoare de istorie. Se stinge la 1911, avea 62 de ani, pe crucea lui de la Sinaia scrie: am văzut cu ochii mei, Gheorghe Badea Cărțan doarme visând între gelia neamului său. Peste 7 ani avea să se împlinească visul său, ca și cum 7 ani ar sta sub pământ într-o întristată depărtare și așteptare a împlinirii idealului național. Un cioban atât de simplu, după vorbă, după porc care... Un alt Mircea cel Bătrân înfruntând de fapt un imperiu, imperiul indolenței Vienei, al neatenției la nevoile unui popor care nu era atât de încuiat cum vreau să-l prezinte și cum unii mai prezinte și astăzi cu obstinație. Ce înseamnă admisiunea asta lui pentru cei de atunci, dar mai ales pentru noi cei de astăzi, care, iată, eu cred că vedem, dacă, de exemplu, te vei duce la Fundățica, în zona Branului, sunt câteva locuri de acolo în care
casa, școala copiilor români de dincolo, din regatul României, se desfășura în Fundățica, în teritoriul austro-ungar, cum ar veni. Iar multe dintre cărțile de acolo erau aduse de Badea Cărțana. Înveți imediat ce înseamnă osmoza asta, punghile mele, dialectică. Nu întâmplător am început periplul nostru la Hamba, l-am continuat la mormântul lui Gheorghe Lazăr, am pomenit despre grădinile lui Samuel Bruckenthal și apoi suntem aici la Cățișoara. E un mod de a fi al unei populații care refuză să piară și pe care, ca toate marile culturi ale lumei, educația o salvează. Când unii se mai întreabă care e diferența între regiunile din țară, trebuie să vadă un pic și rădăcinile de acest fel. Acest țăran încăpățânat, acest bibliotecar de munte, dacă vrei, sau bibliotecar cu sarică, arată în plus cât de puternică poate fi mentalitatea eliberatoare prin cultură. El nu e altceva decât un înger care poartă cuvinte și cuvinte de mare valoare, cărți de mare valoare și care transferă, de fapt, populației din Transilvania concepte, valori și conținuturi care deja în sudul țării se românizaseră, se armonizaseră, trăiau într-o armonie cu o întreagă cultură care venea de mult mai de departe decât cred unii. Spuneți de faptul că un cioban atât de simplu, care, iată, a pus localitatea asta pe harta... La Cărțișoară, nu uita, revin de azi, am făcut istoria locală, să vezi, nu era oarecare sat, era o localitate care... De fapt, nu și-a pierdut importanța niciodată. Dacă întreb pe cei din Cărțișoare, ei știu că ei sunt centrul regiunii. Adică păstrează în ei un soi de nobilime locală, un soi de structură voievodală a sufletului. Noi lucrurile acestea nu le mai sesizăm. De exemplu, atunci când combatem regionalismele din țară sau când expandăm naționalismul nostru, uităm că sunt lucruri atât de nuanțate și istorie atât de diversificate. Nu departe, în fond, e Bâlia cu Transfăgărășanul, nu foarte departe de aici sunt lucrările sau cetatea de la Făgăraș. Nu suntem departe de Sibiu, până la urmă, de am și filmat așa de liniștiți în zonă. Dacă trecem Oltu și o vom face, mergem către Cârța, acolo unde se află Biserica Cistercienilor, fosta Mănăstirea Cistercienilor. E o zonă de mare anduranță culturală și economică. Economic, gândește-te, Cărțișoara a dat... manufacturi de preț, a dat meșteșuguri de preț, a dat o oarecare verticalitate în fața unei economii imperiale foarte solide. Oamenii și-au păstrat autonomia. Nu era sigur zgomotul ăsta de fond cu tractoare, camioane, mașini. Sigur că în sine viața lor era mult mai liniștită, dar în aceeași măsură convertea toată această liniște într-o forță de muncă excepțională. O zonă turistică deopotrivă și asta pentru că, așa cum spuneați, traseul spre Bâlea Lac este parcurs de tot mai mulți turiști. Și nu numai, suntem în apropiere de Făgăraș. Iulie până... Revin, lumea trage spre liniștea de aici și e firesc să fie așa. Dar pentru turist trebuie o infrastructură bună, trebuie o încurajare financiară a comunităților de genul acesta. E nefiresc să nu avem mobilier muzeal nou, școlile, eu știu școala de la Cărțișoara, o cunosc mai îndeaproape că am fost într-o inspecție de... E una dintre cele mai liniștite școli pe care le avem în zonă. Bisericile sunt absolut remarcabil de frumoase. Viața oamenilor de aici este tihnită și cred că merită încercat în tumultul ăsta al alergării către nimic să învățăm să alergăm spre un mormânt gol din care a înviat Hristos, care e momentul liniștii noastre. Da, așa cum astăzi trebuie să vorbim și despre mironosiții care într-adevăr alergau spre mormântul gol al Mântuitorului și care, iată, biserica le-a rânduit în așa fel să fie nu în prima săptămână după înviere sărbătorite, ci după apostolul Toma, care... De fapt, le sărbătorim în toate zilele vieții noastre și, într-un fel sau altul, cred că duminica învierii le aparține. Nu uita că sunt primele mesagere, primitoare ale mesajului învierii și transmițătoare ale acestui mesaj. Nu uita că din rândul lor fac parte femeile care îl însoțesc de departe pe Hristos, care stau lângă Maica Domnului. Printre lucrurile cu adevărat importante din iconografia aceasta a învierii, femeile mironosițe, de fapt, nu lipsesc nicio zi. Astăzi este dedicată ziua și pentru că, în mod pur nominal, avem nevoie să ne ducem aminte cine sunt femeile astea care au o singură întrebare. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? N-au nicio altă grijă. N-au grijă soldaților, n-au grijă urei.
n-au grijă unei dimineți care nu trebuie să fie fost foarte ușoară. Eu cred că de vineri până duminică dimineața n-au pus pleoapă pe pleoapă. Știm bine cum reacționează femeile credincioase în astfel de situații, cum reacționează oamenii care cred în ceva. Dinaintea ochilor se stinsese crezul lor. Ori ele aleargă să descopere crezul lor pe care să-l îndărâiască și nouă de tot cred. Au doar grijă datoriei acelea extraordinare. Și a împlinit unei jertfe, unei jertfe prin care aduceau un omagiu celui pe care îl însoțiseră iubindu-l. Nu sunt niște indiferente la drama lui Hristos sau indiferente la modul în care Domnul Hristos le dăruiește propria sa viață care să devină viața lor. Pentru că ele sunt cele care ne spun de fapt că viața noastră este Hristos. Ne spuneați în edițiile trecute despre această tradiție a evreilor ca abia la 3 zile după să pecetluiască într-un fel și mormântul și trupul. Ele crezuseră că lucrul ăsta s-a făcut. Erau convinse. De-aia mă legau cu mir în continuare. Sperau să mai prindă ultima întâlnire cu cel plecat. Și e fascinantă imaginea aceasta. N-am știut nicio până anul ăsta când am citit mai atent la câteva tratate de arheologie biblică. Știi că în apropiere de Ierusalim, nu foarte departe, s-a descoperit un mormânt cu un crucificat care a fost ucis tot așa prin răstignire. Sigur era de neam davidic pentru că i s-a respectat ritualul, dar atât tot că era mormântat cu cruce și cu tot cu lemne. Era lăsat cum era de pe lemn, l-au pus acolo. N-a fost coborât de pe cruce. Până și romanii, care erau niște lepre politic, fie vorba între noi, până și ei aveau respectul acesta fascinant. Poate erau ei înșiși fascinați de acest mister al morții, așa cum îl prezentau evreii. Și aveau respectul acesta pentru cei din neamul lui David, care erau neam regal și din care avea să se nască Mesia, adică le respectau această posibilitate să se poată naște Mesia. Foarte interesant că dacă înainte de Paște am construit săptămână în post de la Duminica Ortodoxiei, rând pe rând, Duminica Crucea Mariei Egipteanca a Florilor și așa, acum avem o altă construcție, o altă scară. Acum desfășurăm. E ca și cum am fi înfășurat și apoi am desfășurăm. Dacă te uiți acolo, Duminicii Florilor i-a răspunde Duminica Tomii. La Florii o binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, la Duminica Tomii este binecuvântat cel ce crede, da, fără să atingă. Avem acum Duminica Femeilor Minunosițe, cum au avut-o pe Marie Magdalena. Observi, e pur și simplu o simetrie în toată construcția aceasta. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că biserica nu are construit un rit liturgic anapoda sau care nu ține cont de logica, de sistema construcției unui network de informare și de susținere a informației. Ceea ce ne transmit nouă Evanghelie, ceea ce ne transmite nouă biserica prin conținutul ei de credință, este conținutul de credință, ceea ce înseamnă adâncul de credință, roche d'etre, cum ar zice francezii, adică piatra cea din capul unghiului, care pentru fiecare dintre noi are alte conotații, se așează în alt unghi, într-o altă construcție și pe o altă lungime de undă pentru a putea să ne trăim viețile. Este emisiunea de astăzi și o invitație acum la început de vară și de vacanțe și de concedii pentru toți cei care trec într-un fel sau altul prin această zonă de țară să se abată și să viziteze și să afle despre astfel de personalități care, iată, au construit punți peste... Nu numai asta. Eu am constatat în tot ce am citit despre Badea Cărțan și misiunea lui un mare respect inclusiv din partea populației săsești și maghiare. Ca autoritățile au reacționat, altfel e altceva. Nu e nicio diferență în fond în a gândi la Gheorghe Lazar și la Badea Cărțan. Amândoi sunt niște deșteptători de cultură, niște învietori de cultură. Da. Nimeni nu poate să calculeze câți din neamul celor din Cărțișoara s-au emancipat intelectual și cultural și pentru că pe masa lor a fost, știu eu, calendarul Albina, ziară din București, cărți de istorie, de geografie, pentru că nu venea cu orice. Venea cu lucruri care știau să îmbogățească cu totul și cu totul viața aceasta oamenilor, cu toată sărăcia lor și cu toată tristețea și cu toată durerea lor. Mă gândeam ce sarică cu rafturi a putut să aibă omul ăsta ca să poată căra atât de mult peste munte pentru a putea să satisfacă setea asta de românism și de cultură a cititelui. Ce vremuri odinioară față de acum când avem totul pe tavă. Tot nu vreau să fiu răutăcios, dar să știi că distanță de un se datorează celor care au distrus sarica și au făcut pungile de informații. Atât. Și pentru asta este un semnal de alarmă și un exemplu emisiunea noastră de astăzi.
că le-am adus telespectatorilor în față un astfel de chip luminos de om simplu care a făcut iată atât de poate mult. Poate n-astic, că uite să propunem realizarea unei asociații culturale Badea Cărțan pentru cei care cară cărți. Știi, care le duc dintr-o parte într-alta. Eu am văzut în Republica Moldova și îndemn pe cei care au biblioteci de care, sigur, de valoare, nu toate rebuturile tipărite, dar care au cărți și vor să le trimite mai departe, să le întoarcă copiii în mâna copiilor. Fie că vorbim de... Eu în urmă cu ceva vreme am lucrat într-un proiect la Săcădată, nu-i foarte departe de aici, pentru strângerea de cărți, pentru biblioteca de acolo, din sat. Inclusiv de limbă maghiară, că mai sunt copii care mai știu limbă maghiară. Cartea e carte, ea n-are afilierie, ea trebuie să fie în mâna unui om care o citește, altfel moare. Nu lăsați cărțile să moară, asta e ideea. Asta este mesajul ediției noastre de astăzi. Vă mulțumim, părinte, și eu continuăm mulțumesc. Călătoria noastră. Mergem mai departe. Mulțumim.